Bun găsit tuturor, vă spune de la Chiajna Andrei Tivilic. Ultimul meci al etapei cu numărul 5 din play-out se joacă între Concordia Chiajna și Gazmetan Mediaș. Gazul, echipa care stă bine în acest clasament, e pe 2, are 25 de puncte. În schimb, Concordia este pe loc retrogradabil, poziția 7-a cu 14 puncte. Formația lui Dan Alexa nu a bătut pe nimeni până acum în play-out-ul campionatului. Putea să o facă în etapa trecută, meciul pe care l-a disputat la Timișoara, cea remiză 0-0. Concordia a avut câteva ocazii foarte bune, dar a scos doar un punct. Să vedem ce va reuși astăzi cu un adversar puternic, un adversar care, știm bine, a fost aproape să prindă play-off-ul. E o vreme foarte, foarte călduroasă la Chiajna, sunt 20 de grade. Cu siguranță la nivelul gazonului e o temperatură mai ridicată. Să nu uităm, aici e o suprafață sintetică. În tribune sunt cam 200 de oameni, 150-200 de spectatori. Vedem formula de start a lui Dan Alexa. În gazonul e o temperatură mai ridicată, să nu uităm, aici e o suprafață sintetică. Dobrosavici, Bejan și Dan Popescu, Raul Costin și Albu vor juca la închidere, apoi Serediu, Cristescu și Ciobanu vor forma linia de 3 din spatele pivotului Marius Pena. Vedem și brigada de arbitri. Iată-l pe Cristi Pustai, foarte dezamăgit după meciul din runda anterioară. Într-adevăr, Gazul a avut un ghinion uluitor, a pierdut cu Iașul 0-2, dar formația lui Pustai a avut o sumedenie de ocazii mari și foarte mari. Imediat vom vedea și primul 11 al celor de la Gazmetan Mediaș. O victorie până acum pentru ardeleni în acest play-out, cu Târgu Mureș 2-0, apoi două remize 0-0 cu Botoșan și 2-2 cu Voluntariul. Și spuneam, în runda precedentă Gazul a pierdut acasă cu CSM Poliaș 0-2. Alexandru Grab este portarul oaspeților în acest meci. Pe linia de fund vor juca Zaharia, Târtovaț, Cristea și Rugașevici. Dan și Ovidiu Vic sunt mijlocași la acoperire, apoi Roberto Romeo, Eric și Curtean, fotbaliștii care îl vor susține pe atacantul Buziuc. Prestație bună etapa trecută pentru Buziuc, a fost activ, a avut ocazii. I-am văzut pe cei doi capitani, Cristi Bălgrădean, respectiv Radu Zaharia. Gazdele vor avea lovitura de începere. Adrian Cojocaru este arbitrul meciului, arbitrul de centru Daniel Hulubei și Marius Marchidanu sunt arbitrii asistenți. Se schimbă terenurile. Spunea Cristi Pustai, am pierdut nemeritat cu Iașul, dar măcar am jucat fotbal, a fost doar ghinion, mergem mai departe, îmi doresc să jucăm la fel de bine și la Chiajna, dar să nu mai ratăm atât de mult. Lulacu și Axinte erau marcatori buni, dar și Sikorski este un vârf bun, spunea Pustai. Într-adevăr, două pierderi imense pentru Gazmetan. Lulacu, ghetărul campionatului, și Axinte. Se pregătește să fluiere startul acestei întâlniri. Adrian Cojocaru. Începe chiar acum meciul de la Chiajna dintre Concordia și Gazmetan. O lansare a lui Alu pentru Rapidul Tiberiu Serediuc, dar acolo protejează Rugașevici, fundașul stânga. Etapa trecută pe acea poziție a jucat Ionuț Buzean. Acum este rezervă optarul medieșenilor. 10 confruntări în Liga 1 între Concordia și Gazmetan, 4 victorii are Chiajna, 5 pentru medieșeni. Gazul s-a impus o singură dată la Chiajna în 2013, 1-0, cu un gol marcat de Lulacu
din lovitură de pedeapsă. Aici e fault. O lovitură liberă obținută de tânărul Ovidiu Bic, jucător de 23 de ani. Pasă din prima, Curtean încearcă apoi verticalizarea pentru Roberto Romeo, dar mingea a ajuns în brațele lui Cristi Bălgrădean. Trimite Bălgrădean, precis, pentru Ciobanu. Ciobanu, un alt jucător tânăr, aflat pe teren, are 22 de ani, rămâne cu mingea la picior, Ciobanu poate avansa, Ciobanu deposedat însă de Ovidiu Bic. Ce bine a apărut acolo și l-a blocat pe adversarul său, Ovidiu Bic. Ciobanu implicat în câteva faze foarte importante ale Concordiei în meciul de la Timișoara. Se aude din nou flerul arbitrului. Băgătură liberă pentru Concordia, a fost faultat Raul Costin. Intervenția i-a aparținut lui Danci, Cristi Danci. Nu a jucat în etapa trecută. Bate scurt Dobrosavljević pentru olandezul Milano Kunders. Dobrosavljević în spate apoi pentru Bălgrădean, presat de Buziuc. Iată-l pe Eric, pierde această minge. Prestație destul de slabă, etapa trecută a lui Eric. A și fost înlocuit sud-americanul. Minge respinsă cu capul de Dobrosavljević. Curtean, Ovidiu Bic, l-are lângă el pe Eric. Bic ține de acea minge, anticipează Kunders. Pena pentru Ciobanu. Ciobanu atinge acel balon înaintea lui Cristea și este lovitură liberă de urmărit. Fotbalistul cu numărul 11 de la Concordia Chiajna, Cristi Ciobanu, are și două goluri în acest campionat. Se pregătește să șuteze probabil din acea poziție Raul Costin. Trage bine din afara careului fostul mijlocaș al Vasluiului și al Rapidului, are două goluri Raul Costin, aproximativ 25 de metri până la poarta lui Greab. Perpendicular pe poartă, ușor lateral dreapta. Nu prea are cine să bată cu stângul, ar fi doar Dan Popescu. Raul Costin trage violent, dar mult peste transversală. Apropo de faze fixe, Chiajna a marcat 7 goluri din astfel de momente ale jocului. Gazul are 11 goluri marcate. Are câțiva jucători cu talie în gaz metan. Periculos la fazele fixe. Blochează Ciobanu în tușă. E aruncare de la margine pentru gaz metan. Repune Cristea. Pasă cu capul încercată de Eric. Nu s-a descurcat Marian Cristescu. Ovidiu Bic pentru italianul Roberto Romeo. În duel cu Dan Popescu. A cam tras de tricou Roberto Romeo. Trece italianul, centrează. Mingea este deviată. Reușește să reține balonul Bălgrădean. Ar fi vrut un aut de poartă Bălgrădean. Hai sus, hai sus! S-a răstit la arbitrul asistent, însă acesta nu a intervenit. Deviază pena pentru Serediuc. Minge degajată undeva în parcare de Rugașević. Față de așezarea inițială e o diferență. Cristea joacă fundaș dreapta la gaz metan. În centru sunt Târtova și Zaharia Rugașević, este fundașul stânga. Cristea e un jucător care poate evolua pe mai multe poziții. Serediu pe lângă poartă, va fi corner.
Ocazie bună de gol, iată, în minutul 6 pentru Concordia, la o execuție în diagonală a lui Tiberiu Serduc. Vedem cât de important e rolul lui Marius Pena, un pivot puternic care scoate bine baloane, așează mingi pentru coechipierii săi. Centrare de la colțul terenului, mingeste respinsă de Cristea. Acum Dan Popescu pentru Ciobanu, reprimește fostul jucător al Timișoarei și al Stelei, Dan Popescu, balon în profunzime pentru Ciobanu, dar mingea iese în afara terenului. Iată-l pe Cristea, spuneam, el poate juca fundaș central, mijlocaș în fața apărării și iată fundaș lateral dreapta. Improvizație, totuși Zaharia a mai jucat acolo, dar iată că este preferat în centrul apărării de Cristi Pustai. Revedem șutul foarte periculos al lui Tiberiu Serediuc. Mingea a fost deviată pe lângă poartă. Pare destul de montată în acest debut de partidă echipa lui Dan Alexa. Cel care spunea, trecem printr-o perioadă grea, trebuie să ne trezim cât mai repede până nu va fi prea târziu. Am jucat bine la Timișoara, era bine dacă am fi câștigat. Întâlnim o echipă Gazmetan care nu se regăsește în acest an. Va fi un meci dificil pe care îl vom aborda la victorie. Îi simt pe băieți foarte motivați. Își dau și ei seama că ar cam fi timpul să câștigăm. Va arunca Milano Kunders, un jucător crescut de Ajax. Trimite lung, prea lung, mingea nu a ajuns nici la Pena și nici la Tiberiu Serediuc. Respinge Albu de lângă Eric. Raul Costin pentru Dobrosavlevici. I-a trimis direct lui Dan Alexa Dobrosavlevici. Rugașevici prea cu talpa. Eric de Oliveira calcă frumos mingea apoi pentru Rugașevici, care a căutat combinația cu Alex Curtean. A fost rezervă în etapa trecută Alexandru Curtean. Eric cade, dar nu obține nimic. Tiberiu Serediuc intervine croatul Rugașevici. A fi aruncare de la margine pentru cei de la Concordia Chiajna. În sezonul regulat, Chiajna a câștigat aici 1-0 în fața gazului, gol marcat de grădinarul Serediuc, tras e fault. S-ar putea să fie și cartonaș galben pentru că e un fault de la spate asupra lui Tiberiu Serediuc. Cred că asta solicită și fotbaliștii lui Dan Alexa. Iată-l pe Danci, cum îl faultează de la spate pe Serediuc. Avea prin planul șeptarul ilfovenilor, fotbalist cu viteză foarte bună. A, nici de această dată stângaciul Dan Popescu nu este în preajma balonului, deși poziția era bună pentru el. Lângă minge sunt Cristescu, Raul Costin și Tiberiu Serediuc. Hai Cristescu, că ești dator. Acum câteva minute, Raul Costin a bătut imprecis acea lovitură liberă. Să vedem dacă este rândul lui Marian Cristescu. Bun șutor, Cristescu. Marian Cristescu, mingea este deviată de zid. Offside. Offside la Dobrosavlevici. Așa, în față, în față. Am revăzut poziția fundașului central de la Concordia. A respins Bejan. Pena încearcă să așeze cu pieptul pentru Marian Cristescu. Acum Zaharia Buziuc
Lângă el este Dobrosavljević, era Eric în partea dreaptă, Buziuc, trece de Dobrosavljević, pasează lui Alex Curtean, Rugașević, pasă pe jos, nereușită a lui Ovidiu Bic, pleacă pe contraatac, Concordia, Albu, Ciobanu, atacat de Cristea, Eric cu această recuperare. Cristea, urmărit de Marian Cristescu, Danci, e fault la intervenția lui Raul Costin. S-a executat repede Eric. Îi pasează lui Curtean, mai departe la Buziuc. Foarte moale însă șutul lui Alex Buziuc, fost atacant la FC Vaslui. S-a evoluat destul de puțin acolo, era și foarte tânăr. Degajează Bălgrădean către Pena, iarăși cu pieptul Marius Pena. În reluare șutul lui Buziuc, care nu l-a pus în dificultate pe Cristi Bălgrădean. Ilano Kunders a jucat pe această poziție în ultima perioadă, poate juca și fundaș central. Kunders trece bine, Kunders de Curtean, lovitură liberă. O nouă fază fixă pentru Concordia. Până acum am văzut execuții spre poartă. De această dată vom asista la o centrare. Tiberiu se reduc, bate, dar respinge Buziuc. Da, încă nu creează pericol aceste faze fixe. Concordia cu un dărs mult prea puternică, această pasă pentru Seredjuk. Vorbeam de meciurile din sezonul regulat, spuneam victorie aici 1-0 pentru Chiajna, marcat Grădinaru pe final de meci. Grădinaru este rezervă. Singurul gol înscris în Liga 1 de acest fotbalist, iar Gazul s-a impus acasă cu 3-1. Accente reușea o dublă, punctaș Lulacu, Ciobanu înscria pentru Ilfoveni. Sare Dobrosavljević, mingea ajunge la Eric între doi adversari, Eric nu pierde balonul, Eric e faultat, faultat de Dobrosavljević. E decizie corectă, arbitrul, într-adevăr, intrare neregulamentară asupra lui Eric. Tot astăzi avem Astra Dinamo de la 20:30 pe Digisport 1, combinație între Ovidiu Bic și Eric. Pasă greșită, a interceptat acel balon Albu, a uitat apoi Ciobanu. Destul de fragmentat jocul până acum în primul sfert de oră. Multe faulturi de joc. Bejan a venit în iarnă la Concordia din Polonia, de la Cracovia. S-a bătut la titlu acum 2 ani. Pasea Târgu Mureș, Bălgrădean e scurtă, pasa lui Bălgrădean, Buziu câștigă balonul, minge atinsă de Bejan, intervenție bună. Mingea ar fi ajuns la Roberto Romeo. Ciobanu, Albu, iată pressingul Gazului, degajează Bejan și va fi au de poartă. A greșit acolo Cristi Bălgrădean cu acea pasă insuficient de puternică. Bravo, tată, bravo, hai mult de forță, Gode! Pena a câștigat cam toate duelurile până în acest moment. Milano Kunders deviază în out. Alex Curtean, 30 de ani are Curtean, un jucător lansat de Gaz Metan. A aruncat Kunders, a încercat să prelungească acea minge cu capul Cristescu. Să vedem contraatacul Gazului, condus de Eric. Nu prea are soluții, însă Eric s-a învârtit în jurul balonului. Eric, e greu să iei mingea. Foarte tehnic,
E și masiv. Eric de Oliveira are picioare foarte, foarte groase, atât la nivelul coapselor, cât și la nivelul gambelor. Cristi Danci încearcă să-i facă loc Roberto Romeo. Mingea pleacă în bandă la Cristea. Din nou Danci, talonat de Ciobanu. Nu s-a dat faul la această intrare a lui Ciobanu. Oricum a rămas posesia gazului. Dobrosav Levic insistă Buziuc, care are această calitate. În vârf bătăios Buziuc. Încearcă să profite de fiecare șansă Buziuc, pe care o primește din partea antrenorului său. Și am văzut și cel mai tânăr spectator câteva luni, câteva luni de viață pentru el. O nouă deviere a lui Pena, o minge foarte înaltă la care nu ajunge să reduc. Pena a recuperat balonul însă. Ovidiu Bic, Roberto Romeo. Roberto Romeo calcă acea minge pentru Cristea. Eric, puțin cam tare a pasat Cristea, doar că Eric are glezna fină, știe să controleze acea execuție. Degajare până la centrul terenului a lui Greab. Respinge Albu. Ciobanu trimite de lângă Cristea, iar Marian Cristescu nu reușește nimic important la această fază. Am ajuns în minutul 18. Deocamdată e o partidă foarte echilibrată. Buziuc îl faultează pe Bejan. Era destul de bine poziționat arbitrul Cojocaru. Ciobanu întâmpinat de Cristea. Da, e out pentru Concordia. Repune Dan Popescu. Ciobanu. Înge lungă Dobrosav Levic, nesigur. Buziuc încearcă să profite, dar coboară Milano Kunders. Recuperează Curtean. Buziuc pentru Eric. Eric nu are culoare de șut, dar îi pasează lui Curtean, care trage acum. Reține Bălgrădean. Doi foști dinamoviști la această fază, Curtean și Cristi Bălgrădean. Are și soarele în ochi Bălgrădean în această primă repriză. Câteva ezitări, nesincronizări până acum în defensiva Concordiei. A fost și acea pasă slabă de mai devreme a lui Bălgrădean. A pierdut acel balon Kunders. Dan se oprește, dar nu s-a dat lovitură liberă. Ciobanu! E un ricoșiu care duce mingea în brațele lui Greab. Da, a fost o intervenție asupra lui Cristi Danci. Acesta era convins că arbitrul Vaflu era. A renunțat să mai alerge. Mijlocașul gazului Ovidiu Bic, între linii este Curtean, blocat Curtean, Bic, dar foarte frumos se descurcă. Iată, Bejan degajează Dobrosav Levic. În pauză și la final aveți Fotbal Club la 7 Radu Naum, alături de invitații săi. Bravo, Ciobi, bravo, mai mult dată, mai mult. Respinge Albu, Târtovaț, trimite acasă, Greab degajează din prima. Respinge Bejan,
într-un duel cu Buziu, cu o prelungire cu călcâiul a lui Ciobanu, Târtovaț, a cam sărit, a intrat în adversar Danci în această fază, mai exact în Albu. A continuat să-l folosească Dan Alexa pe Albu, acolo în fața apărării. La meserie e fundaș central. A aruncat Popescu, pena pentru Ciobanu, bun triunghiul. Ciobanu centrează, dar mingea este respinsă de Cristea. Foarte importanți în jocul Chiajnei, cei doi mijlocași laterali, Ciobanu și Tiberiu Serediuc. Serediuc a avut acea ocazie. Centrare, grabi, un portar cu talie, are probleme. Faul, da, faul făcut de Buziu, care îi suflase mingea lui Cristescu, apoi se duce prin alunecare la Tiberiu Serediuc. Chemat la ordine, Alexandru Buziuc. Scapă însă fără cartonaș galben, deși e o intrare de galben aceasta. N-a avut nicio treabă cu mingea Alexandru Buziuc. Ciobanu va executa. Hai pena! Hai sus! Hai gol pena! Trimite înalt, sare Cristescu, Albu lovește mingea cu capul, balonul rămâne acolo, Dobrosavlevici, Big, pe 16 metri este Albu, Marian Cristescu pentru Raul Costin, Dan Popescu cu această diagonală, destul de bună, Tiberiu Serediuc a lăsat mingea să cadă, duelul jucătorilor cu numărul 7, respinge Curtean. Vine să arunce Milano Kunders. Nu prea are spațiu acolo pentru a-și lua un elan mare Milano Kunders. Intervenția capitanului Radu Zaharia de la Albu. Mingea ajunge la Dobrosavlevici. Rugașevici încearcă să-l blocheze pe Marius Pena. A respins mijlocașul, fundașul stânga al lui Gazmetan, Curtean, Rugașevici, cu minge la bătaie pentru Buziuc, care îl păcălește pe Bejan. Buziuc, două pasă excelentă pentru Roberto Romeo. Roberto Romeo acum, centrare, e offside. Este offside la Buziuc. Avea susținere în dreapta, acolo s-au deplasat Eric și Cristea. Dar era în poziție corectă Buziuc la această centrare. N-a fost însă o execuție de mare calitate, totuși de mare precizie a lui Roberto Romeo. Pena pentru Serediu, care centrează. Ciobanu incomodat în momentul reluării de Cristea. Emoții mari pentru Bedieșeni. Exact ce spuneam, mijlocași laterali sunt fotbaliști care creează dezechilibru la Concordia. Să reduc și Ciobanu. Da, Concordia nu e o formație cu un joc foarte elaborat. Nu prea vezi floricele. De multe ori se joacă lung, direct pe Marius Pena. Au fost meciuri în care Pena a jucat alături de Valentin Alexandru, un tandem 4-4-2 clasic, cu un stil britanic, cu foarte multe lansări pentru ei, doi jucători înalți. Da. Revenim la jocul Concordiei. Vedem multe diagonale, multe angajări ale extremelor. Fotbaliștii de care am pomenit, Ciobanu și Serediuc, deviere ale lui Pena.
Vine în centru, Alex Curtean, Eric. Pierde mingea, Eric de Oliveira, acum Albu. Cere Ciobanu, Albu continuă cu mingea la picior, acum îi pasează lui Ciobanu, dar trimite exact în călcâiul lui Cristea. A ratat o situație bună pe acel contraatac. Cei de la Concordia, pasă greșită a lui Buziuc, dar câștigă mingea Rugașevici, încă nu centrează. Întoarce lui Alex Curtean pentru Ovidiu Bic. Cristea. Vine la primit Eric. Brazilianul mută în stânga. Prea înaltă însă această minge pe care a încercat să i-o trimită lui Rugașevici. Hai atenție, invitată, hai, ce, hai, hai, hai. Hai că se poate. A repus Milano Kunders. Acum a respins Rugașevici. Iată, câștigă acel duel cu Marius Pena. Pena, ce bine! Ce bine a deviat pentru Seredjuk. Preluarea lui Curtean foarte bună, în condiții destul de dificile, de lângă Milano Kunders. Curtean a primit Danci, Ovidiu Bic. Iată-l pe Buziuc din prima, Curtean, Eric, nu prea are pe unde să tragă, s-a mișcat destul de greu Eric. Am văzut la încălzire pe Eric, șutând foarte bine din marginea careului, i-au ieșit cam toate execuțiile. A marcat de două ori, șuturi plasate, odată a trimis în bară. Deocamdată în meci nu a apucat să tragă spre poarta lui Bălgrădean. Obține gazul aici, o lovitură liberă. Execută Curtean. General bate bine fazele fixe, are șut bun la distanță, trimite spre poartă. Oh, ce a încercat aici Curtean. Puțin i-a lipsit să-l surprindă pe Bălgrădean, care cred totuși că se aștepta la o centrare. Iată șutul lui Curtean la colțul scurt. Repet, are și probleme cu vizibilitatea Bălgrădean, cu soarele în ochi. Era pe poartă, nu-l vedeam bine pe goalkeeperul Concordiei. Intrăm în ultimul sfert de oră din această primă repriză. Seredjuk, dar a ajuns înaintea lui Târtovaț, grab direct în afara terenului. A, față de meciul din etapa trecută cu Iașiul, gazul nu își mai creează ocazii. La fel de mari, numai aceeași frecvență a atacurilor periculoase. Respinge Dobro Savlevici. Rugașevici spre Curtean. Curtean se uită spre arbitru, susținând că a fost faultat de Kunders. Buziuc. Cristea întâmpinat de Ciobanu, acum Danci. Cristescu îl faultează pe Cristi Danci. Execută Eric până la Ovidiu Bic, o verticalizare. Curtean încearcă să se întoarcă acolo de lângă Milano Kunders. Cristea
A trecut frumos de Ciobanu, centrare, să spunem centrare de fundaș central și nu de fundaș dreapta autentic. Dar acest detaliu este frumos, felul în care l-a depășit Ciobanu. A respinsă acea minge Ovidiu Bic până la Alex Curtean. Bic, Buziuc, intervenția lui Dobrosavlevici. Eric în centrul terenului pentru Iasmin Târtovaț. Din o minge ajunge la Cristea Romeo cu călcâiul. Ia ut în favoarea ilfovenilor. Dan Popescu îi făcea un semn, cred, lui Cristescu. Interesant acest duel între Pena și Iasmin Târtovaț. Pune balonul jos. Dan Popescu îl transmite apoi lui Albu. Minge în profunzime urmărită de Serediuc. Iese oportun în afara careului. Grab, largă, preluarea lui Eric de Oliveira. Îl deposedează apoi Dan Popescu, Bejan. Iată, stilul de care vorbeam. Multe mingi direct pe Marius Pena. Ciobanu pentru Pena. Respinge Danci. Pena are un singur gol în acest sezon. El centrează acum pentru Serediu, care cere penalti. Sau mă rog, au cerut coechipierii și spectatorii pe Serediu. Nu l-am văzut să protesteze. Iată centrarea lui Marius Pena cu stângul, foarte bună. Mă pregăteam să spun că Pena are un singur gol, dar e un jucător care ajută foarte mult echipa. S-a văzut și la această fază. El a oferit centrarea pentru Tiberiu Serediuc, care a fost acolo deranjat, presat de Rugașevici. Danci aproape pentru Ovidiu Bic, accelerează puțin Bic. S-a părut hands la Albu. Într-adevăr este lovitură liberă. Eric primește Danci. Acesta este Iasmin Târtovaț. Cristea, din nou Târtovaț. Pentru Romeo a plecat acea minge, dar trimite în afara terenului. Florin Bejan, Eric, Roberto Romeo. Iată pasa dintr-o bucată a lui Pena. Cristescu, bravo, pentru Ciobanu, care se duelează cu Iulian Cristea. Gazdele protestează pentru că decizia a fost în favoarea gazului. Ceva îmi spune că va intra în repriza a doua Alex Munteanu în locul lui Roberto Romeo. Italianul nu prea obișnuit cu primul 11. Alex Munteanu, un jucător cu destul experiență, jucător de bandă excelent, care și marchează și cred că ar putea să creeze mai mult pericol, să fie mai percutant decât Roberto Romeo. Există și varianta Sikorski, a fost destul de activ, de implicat în joc în etapa trecută, venind de pe bancă. Sunt soluții și pentru mijlocul terenului este Aimen Tahar. Târtovaț, Buziuc blochează bine, nu, chiar îl faultează pe Dobrosavlevici. Bravo, Pena! Hai că totul le-a golutat. Aici îl împinge, deși pune una acolo și Dobrosavlevici. Da, da.
Era exact la Cristescu. A deviat acel balon. Ciobanu, Popescu n-a venit să-l ajute. Încearcă șutul din marginea careului, dar lovește greșit acea minge. Ciobanu a avut un culoar bun, într-adevăr, pentru a trage la poartă. Foarte bune aceste pătrunderi din lateral spre centru ale lui Ciobanu. E un jucător care animă mult ofensiva Concordiei. Jucător care are potențial. Ai zice că are viitor frumos în Liga 1. Curtean, ce pas dă Alex Curtean pentru Rugașevici. Curtean e exact la minge intrarea lui Dobrosav Levici. Acum este fault, da? Ovidiu Bic obține lovitura liberă. Iată intervenția lui Dobrosav Levici. Deocamdată e destul de îngăduitor Adrian Cojocaru. Nu scoate galbenul nici la această fază. Curtean, tot el bate mai devreme. I-a cam dat emoții lui Bălgrădean la acea lovitură liberă trimisă pe lângă. Totuși lipsa ocaziilor ar trebui să-l îngrijoreze pe Cristi Pustai. Curtean centrează, Kunders a respins mingea, se întoarce în careu Dan Popescu. Iată pe Cristi Dan și Romeo și centrarea sa plouată, slabă, slabă execuție. Trimite Bălgrădean spre Ciobanu, prea puternic. Direcția a fost bună, această lansare a lui Bălgrădean. Curtean, Dan Popescu, cu un plasament corect. Ciobanu, încă o dată, Dan Popescu. Cam timid pe faza ofensivă mi s-a părut până acum Dan Popescu. Ar trebui să-l ajute mai mult acolo pe Ciobanu. A cam rămas în spate în momentul în care echipa s-a atacat acolo în partea lui Ciobanu. Eric. Cristea pentru Roberto Romeo. Iulian Cristea la Iasmin Târtovaț. Serediuc câștigă posesia pentru echipa sa. Tiberiu Serediuc pasează cu Milano Kunders. Obișnuita pasă pe pivot, faultat Pena. Lovit în spate de Radu Zaharia. Dar Alex îl are pe bancă pe Ovidiu Herea. Rămâne un jucător important Herea. Probabil îl vom vedea în partea secundă. Ar fi și Grădinaru, o variantă pentru benzile terenului. Buziu agață mingea Dan Popescu, apoi îl faultează pe Romeo. Și-a dat seama Dan Popescu de faptul că era o acțiune promițătoare, periculoasă a adversarilor și a făcut acest fault. În opinia mea și aici era de galben. Pentru că, așa cum scrie la regulament, oprește un atac promițător al adversarilor. Minutul 41. Foarte buni executanții gazului de lovituri libere, Curtean și Eric. Bate brazilianul spre poartă. Nici aici
putem vorbi de ocazie. O minge de la portar la portar. Pare cam mic terenul pentru Bălgrădean când vine vorba de aceste degajări. Danci a ezitat să-i paseze lui Cristea. Cred că a avut o posesie ceva mai bună, fără să văd o statistică, Gazmetan, în primele 45 de minute. Cearcă mai mult să combine, să construiască din aproape în aproape față de Concordia. Faultul lui Dobrosavlevici asupra lui Buziuc. Probabil Curtean execută de acolo. A căutat poarta. Îl ia tare Dobrosavlevici pe Buziuc. A venit și Eric lângă balon, dar nu cred că va executa el. Cazul e o echipă cu finaluri productive de repriză. Ultimul sfert de oră al primei reprize a marcat, sau al primelor reprize a marcat 7 goluri. Curtean bate în zid, reclamă un hands medieșenii. Vând ușor posesia gazdele, Curtean pentru Eric, ajuns de Sereduc. Au de poartă. Doar nu dă de afară. Ne mulțumiți ambii antrenori. Protestează Cristi Pustai. Iată-l și pe Dan Alexa, da, foarte, foarte ușor au pierdut mingea cei de la Concordia. Însă gazul nu a reușit să speculeze acel lucru, să-și creeze o situație bună. Spuneam, în finalul primei reprize a marcat 7 goluri Gazmetan, iar în ultimul sfert de oră al partidelor a înscris 12 goluri, dar mai e până atunci. Unul dintre frații Caramian, cred că era în acea imagine. Antrenează aici la Chiajna o grupă de copii. Prelungirea lui Pena era pentru Ciobanu. Faul făcut de Dobrosavlevici. Din nou îl culcă pe Buziuc și iarăși este un fault de la spate. Am ajuns în minutul 45. Să vedem dacă va fi prelungită această primă repriză între doi adversari. Eric emite un balon imprecis. Roberto Romeo, sunt din ce în ce mai convins că va fi schimbat Romeo în repriza a doua. Albu se încurcă în minge, apoi îl deposedează pe Curtean. Fusese și faul, dar lasă avantaj arbitrul Cojocaru. Ovidiu Bic pentru Curtean. Odată Bic întâmpinat de Raul Costin. Destul de puțin s-a văzut în joc Raul Costin. Minge recuperată de Albu, dar e final de primă repriză. Nu am avut prelungiri. 0-0 după 45 de minute între Concordia Chiajna și Gazmetan Mediaș. Urmează acum Fotbal Club cu Radu Naum și invitații săi. Pe site, pe digisport.ro, aveți rezumatul acestei prime reprize. Ne întoarcem mai puțin de un sfert de oră. Rămâneți cu noi!
We'll be right back.
We'll be right back.
la Chiajna pentru repriza a doua meciului. Concordia Gazmetan, deocamdată nu am văzut niciun gol. Ceva mai periculoasă trupa lui Dan Alexa. Gazul, spuneam, poate că a avut o posesie mai bună. A dus mingea, preajma careului advers, dar ocaziile au cam lipsit la poarta lui Bălgrădean. Au ieșit pe teren doar jucătorii Concordii. Pare să fie o pauză ceva mai lungă în vestiarul Gazului. Sunt curios dacă face o modificare înaintea acestei reprize antrenorul Cristi Pustai. Dar din ce îmi dau seama, din ce văd, nu cred. Vom avea aceleași distribuții. Da, cu Gazmetan avându-l în poartă pe Greab, apoi Cristea, Târtova, Zaharia și Rugașevici. Dan și Ovidiu Bic sunt mijlocașii centrali. Urmează Roberto Romeo, Eric Curtean și Buziuc. La Concordia evoluează Bălgrădean. Kunders, Dobrosavljević, Bejan Popescu, Raul Costin Albu, Serediu, Cristescu, Ciobanu și Pena. L-am văzut și pe Dan Alexa. Vine după două meciuri în care a fost suspendat. După ceea ce s-a întâmplat la meciul cu ASEA Târgu Mureș. Danci pasă pe jos pentru Buziuc. S-a luptat Buziuc. A încercat mai mereu să pună presiune pe apărarea Concordii, să fie așa ca un ghimpe în coasta defensivei gazdelor. Colegii nu prea l-au ajutat, însă cu mingi utile pe Buziuc. Avutura liberă este executată de Bejan, a sărit Pena. Rămâne întins pe gazon atacantul ilfovenilor. Ceva probleme în zona capului. Milano Kunders centrează, Cristescu prelungește pentru Ciobanu, dar s-a auzit fluierul. Cred că a fost un fault în atac făcut de Ciobanu. El a lăsat o impresie bună până acum Ciobanu. Zaharia scapă mingea, da, scapă mingea în afara terenului, Radu Zaharia. Nu era presat de nimeni. Milano Kunders respinge Zaharia în Marian Cristescu. Curtean, Rugașevici, a fost intervenția lui Dobrosavljević. Protejează Bejan pentru această ieșire a lui Bălgrădean. Danci a interceptat acel balon la mijlocul terenului. Roberto Romeo centrează de lângă Ciobanu, la scurt este Buziuc. A ieșit oricum, a ieșit balonul. Repunere din 6 metri. Hai sus. În general, între cele două formații nu prea au fost meciuri cu goluri multe. Spuneam 4 victorii Chiajna, 5 victorii pentru Gazmetan și o remiză. Acea remiză a fost fără goluri în 2011 pe acest teren. Tot Cristi Pustai o antrena pe Gazmetan. Laurențiu Diniță a antrenat la Concordia Chiajna. Respinge Dobrosavljević. Cristescu, Pena primește. Frumos acest exterior a lui Albu pentru Ciobanu. Rezolvă acolo Zaharia. Se grăbește Ciobanu, îi aruncă lui Dan Popescu. Centrează pentru Serediuc, dar respinge Rugașevici.
A avut două șanse în prima parte, Tiberius Serediuc, un șut foarte bun, deviat în afara terenului și acea centrare a lui Pena, atunci a fost blocat de Rugașević. Pena pentru Albu. Pasă cu pieptul al lui Serediuc, Pena înalță mingea, da, absolut neinspirat aici, Marius Pena. Pune grab Eric. No, n-a fost fault. În acea cădere a lui Eric, o intervenție a lui Dobrosavlevici. Rugașević strânge la timp în centru. Aici se dă lovitură liberă pentru Gazmetan. Cautat jucașul de 28 de ani, Cristi Danci, de Ciobanu. Cred că a chemat un jucător de la încălzire, Dan Alexa. E vorba de Grădinaru. A, se pregătește să intre Grădinaru. Da? Minge câștigată aici de Ciobanu. Atenție la această fază. Ciobanu pentru Serediuc. Pregătește șutul. Trage, dar se opune acolo Rugașević. A avut timp să-și facă pașii pentru această execuție. Tiberiu Serediuc. Totul pleacă de la Ciobanu. Iată-l. El a declanșat această acțiune. A, probabil va ieși Serediuc. Centrare a lui Ciobanu. Mingea depășește linia în aer. Deși n-a jucat deloc rău Serediuc. Sau cine știe, poate va surprinde cu mutarea sa Dan Alexa. Grădinarul e totuși jucător de marginea terenului. Ciobanu nu are cum să iasă, el a jucat chiar foarte bine. Târtovaț, îi vine rău acel balon lui Ovidiu Bic. Aminge, este Albu. Dan Popescu îi pasează lui Ciobanu. Ciobanu deposedat însă de Cristi Danci, care îl caută pe Buziuc, luat pe preluare acolo de Bejan. S-a descurcat însă Buziuc. Cristea, vine tare Buziuc. Bejan are însă prin planul. Acordă corner Bejan, cel care a jucat și pentru Viitorul atunci când echipa lui Giga Hagi a promovat în Liga 1, făcea pereche în defensivă. Culare la Târgu Mureș și a jucat alături de Marius Constantin. Execută Eric de Oliveira acest corner. Centrare cu efect pentru Yasmin Târtovaț. Gol! Gazmetan! 1-0 din minutul 52. Spuneam în prima repriză, Gazul e o echipă periculoasă pentru care câțiva jucători cu talie, iar pe această listă se află fundașul Yasmin Târtovaț. Nemarcat sârbul la această fază. Iată ce greșeală acolo. Îl depășește mingea pe Marius Pena. El se afla în fața lui Târtovaț, dar acesta nu este un marcaj. Foarte frumos lovește balonul, plasează mingea. A trimis în plasa laterală. Este al doilea gol pe care îl marchează în acest sezon Yasmin Târtovaț. Târtovaț pentru Eric, pasă cu capul la Ovidiu Bic, e liber în dreapta. Roberto Romeo ezită puțin, Dan Popescu, pe urmă
A intervenit bine fundașul stânga Marian Cristescu. Cel puțin eu așteptam mai mult de la Marian Cristescu în această partidă, probabil și Dan Alexa. Tiberiu se reduc și centrarea sa la colțul lui nimeni acolo. A respins, dar nu a făcut-o grozav. Iasmin Târtovaț. Ciobanu, așezare pentru Cristescu a lui Raul Costin. Aglomerează însă gazul. Ciobanu centrează pentru pena. Zaharia ușor dezorientat. Respinge Radu Zaharia. Cristescu, Albu trage la o palmă de bară. Ocazie pentru Concordia, iată, la scurt timp, după ce gazul a deschis scorul. Acest Ciobanu, mi se pare că e un fotbalist care crește de la meci la meci, primește încredere, e titular, iar revoluțiile sale sunt foarte, foarte bune. E un pericol permanent pentru apărarea gazului. Respinge Bejan, Cristescu pasează repede pentru Pena. Va fi o dublă modificare la Concordia Chiajna. Ciobanu, ce lejeritate are cu mingea la picior în mișcări. Să reduc pentru Kunders. A fost un blocaj al lui Cristea la Raul Costin. Milano Kunders e puternic, olandezul. Ce bine saltă această minge pentru Sereduc. Faultat de Ovidiu Bic. Asistentul avea un unghi foarte bun și a făcut mingea pe viteză Tiberiu Sereduc. L-a faultat apoi Ovidiu Bic, a intrat în el, e fault. E decizie corectă aici, lovitură liberă. Executantul este Raul Costin. Minutul 56. Raul Costin centrează și gol! Dobro Savlevic! 1-1. Iată două goluri din două faze fixe. Doi fundași centrali marchează. Mai întâi Târtovaț, acum Dobro Savlevic. Fundașul de 22 de ani al lui Dan Alexa. Excelent startul de repriză secundă pentru noi spectatorii neutri. Două goluri în primele 10 minute. Foarte bună și centrarea lui Raul Costin. Atacă la colțul scurt Dobro Savlevic și îl învinge pe grab. Absolut nicio șansă nu a avut portarul medieșenilor. Nu dau seama dacă Iasmin Târtovaț era omul însărcinat să-l marcheze. Iese Ciobanu, sincer nu înțeleg această schimbare. Iese Ciobanu, intră în locul său Grădinaru. Iată-l pe Cristi Ciobanu. După părerea mea a fost cel mai bun jucător al Concordiei și nu cred că avea probleme medicale. Chiar spuneam mai devreme, mă gândeam dacă va ieși Sereduc, pentru că, după părerea mea, la momentul respectiv, Ciobanu era de neclintit din echipă. Dan Popescu, puternic, trimite pentru Marius Pena. Mai era un jucător la marginea terenului, dar a renunțat la cea de-a doua schimbare. Dan Alexa, după golul marcat de fundașul Dobro Savlevic. E primul gol al lui Dobro Savlevic în acest sezon, fault asupra nou intratului Grădinaru. Spuneam, Grădinaru a decis meciul jucat pe acest teren pe 13 august 2016. Înscria târziu, în minutul 88. Albu aleargă după el Eric. Milano Kunders. Nici Eric nu reușește deocamdată să fie un jucător cu mare influență pentru gaz metan, să fie decisiv în vreun fel.
ai aceeași impresie că are totuși kilograme în plus Eric de Oliveira. De multe ori se plimbă pe teren. Viteza lui Tiberiu Serediuc, dar e rapid. Și Roberto Romeo, Pena, a ținut mingea în teren, dar le-a oferit balonul adversarilor. Iulian Cristea. Cristea respinge Raul Costin, apoi trimite pe spate Târtovaț, preluarea lui Raul Costin. Oh! De la 30 de metri a tras Raul Costin, dar a meritat aplauze. A prins poarta, s-a reținut grab. Romeo în viteză, e de galben faultul, dacă nici aici nu e galben. Atunci când am revăzut șutul cu șiretul al lui Raul Costin, Albu încasează cartonașul galben. Au mai fost situații în prima repriză când putea să acorde un avertisment centralul Cojocaru, însă nu a făcut-o. Probleme mai serioase decât credeam pentru Roberto Romeo după acel atac al lui Cristian Albu. Intrăm în ultima jumătate de oră a acestei partide. 1-1, Concordia, Gazmetan. Colegii profită de această întrerupere și ne oferă cele două goluri. Mai întâi reușita lui Iasmin Târtovaț după un corner a marcat foarte bine, dă de unde vine Iasmin Târtova și golul egalizator înscris tot cu capul de un alt fundaș central. Este vorba de Dobro Savlevici. S-a reluat jocul. Respinge Bejan. Albu îl găsește, face pasă pe Raul Costin. Uitați Astra Dinamo de la 20 și 30 de minute pe Digisport 1. Meci din play-off. Real Sociedad Sporting Gijón pe Digisport 2 de la 21:45. Aveți programul complet al transmisiunilor din această săptămână de pe canalele Digisport, pe site, pe digisport.ro. Aruncă Rugașević pentru Ovidiu Bic. Eric talonat de Albu. Eric pasează însă la adversar. E posibil ca și Eric să fie înlocuit la un moment dat. Bălgrădean doar până la Roberto Romeo. Cristea, minge respinsă de Bejan, fără să vrea. Raul Costin l-a pus la pământ pe Curtean. Roberto Romeo nu mai poate, merge șchiopătând, face un semn către bancă, dar le-a făcut semn celor de acolo să, cred, să aștepte puțin, nu să cheme imediat un jucător pentru schimbare. Dan Popescu și centrarea să-i bună, Pena cu capul! Oh, ce ocazie are Concordia în acest minut 62! Dan Popescu dă o centrare foarte bună pentru un specialist totuși al loviturilor de cap, Marius Pena. Iată cum atacă acolo careul, lovește din plonjon, dar ratează ținta. Spuneam în prima repriză, a urcat de foarte, foarte puține ori Dan Popescu, mult mai îndrăzneț, mai curajos în această repriză secundă, mai ofensiv fundașul stânga al Concordiei. Va ieși de pe teren Roberto Romeo, italianul de 26 de ani. Intră în locul său Dănuț Lupu. Minutul 63, schimbare la Gazmetan. Iași a ieșit numărul 80, Roberto Romeo, și a intrat cu numărul 97, Sabin Dănuț Lupu. Are nume de fotbalist mare acest Dănuț Lupu.
A respins Târtovaț, Grădinaru. A fost o pasă totuși prea moale, anemică pentru Kunders. Fault în atac. Are acest Lupu. A adunat în acest sezon 130 de minute. Centrare în careul gazdelor. Mingea este respinsă de Dobrosavlevici, faultat apoi Tiberiu Serediuc. Faultul clar pe care l-a făcut nou intratul Danuț Lupu. Mingea nu a fost atinsă nici de Târtovaț și nici de Marius Pena. E un fault în atac acum al lui Serediuc asupra lui Iulian Cristea. Concordia în niciun caz nu se poate mulțumi cu egalul în această partidă. Lovește cu mâna stângă. Normal, nici gazul n-ar trebui să joace la egal. Oricum, mai foarte mult până la capătul meciului. Minutul 65. Dobrosavlevici ratează intervenția. Kunders trimite. Acum Albu trage frumos acel balon pe lângă doi adversari. Va intra și Herea pe teren. Să vedem dacă este Cristescu. N-a fost deloc un meci grozav făcut de Marian Cristescu. Timișoara a avut ocazii. Serediuc. Va fi out pentru Ilfoveni, momentul modificării. Da, Marian Cristescu este jucătorul schimbat. Intră Herea în locul său. Are mulți jucători cu experiență în echipă. Dan Alexa. Minutul 66. Cristescu a jucat la echipe foarte bune. Dinamo, Astra, Petrolul. Ovidiu Herea cu atâtea meciuri. La Rapid, Bolgrădean iese foarte bine pe această centrare. Reține. A fost o execuție din dreapta a lui Danuț Lupu. A încercat să-i trimită lui Buziuc. Era într-o poziție destul de bună Buziuc. Marius Pena. E lovitură liberă pentru Gazmetan. Bate repede Medieșenii. Cristea l-a evitat pe Serediuc. Eric mai departe la Ovidiu Bic. Danci. De multe ori coboară între fundași centrali. Cristi Danci, mijlocaș defensiv. Curtean mi s-a părut mai prezent în joc, în prima repriză. Alex Curtean, verticalizarea lui Bic interesantă pentru Lupu. Curtean îi pasează lui Cristi Danci. Ovidiu Bic cerea Cristea între linii. Lupu, pasa lui Lupu pentru Eric. E greu pentru Eric să fie un jucător iute. Repet, având probabil în continuare kilograme în plus, n-are o viteză de deplasare teribilă Eric de Oliveira. Păcat de calitatea lui fotbalistică, de talentul său. E lovitură liberă din nou pentru Medieșeni. Târtovaț liber în centrul terenului. Ovidiu Bic. Bic primește Rugașevici. N-a continuat precis, însă Rugașevici. Grădinaru pleacă pe diagonală. Faul de cartonaș galben al lui Ovidiu Bic.
E un galben asumat acesta. Se lansase foarte periculos către careul gazului. Răzvan Grădinaru, jucător proaspăt, intrat în urmă cu câteva minute. Să vedem, e încă o fază fixă. Raul Costin va executa el centrat. Ne amintim și la acel gol al lui Alin Dobrosavlevici. Doi oameni în zid, Curtean și Eric de Oliveira. Raul Costin execută, pena deviază, e offside, este offside. Mingea a fost atinsă apoi de Ovidiu Herea. Aici e momentul cu Herea, surprins în afara jocului. Dan Popescu respinge. A trimis apoi Cristea de lângă Serediuc, revine șeptarul Concordiei, care este faultat. Etapa viitoare, Concordia va juca la Botoșani. În timp ce Gazul va avea meci pe teren propriu cu Pandurii. Vă reamintesc situația din clasament a celor două formații. Concordia este pe loc retrogradabil 7 cu 14 puncte. Gazul este pe 2, are 25 de puncte. Iașul conduce ierarhia în play-out cu 28 de puncte. Curtean îl vede pe Eric, prea pe piept Eric, mai departe pentru Buziuc, bun, bun controlul, Bejan se duce la minge și nu e nici măcar out pentru Gaz Metan Mediaș. Mai intra Sikorski în câteva minute, atacantul austriac. Grădinaru respinge însă Zaharia, un pic cam lungă acea preluare a lui Ovidiu Bic. Apare însă Danci cu această recuperare. Așteptea Curtean în tușă, mingea nu a fost pentru el. S-a suit în spatele lui Pena Zaharia, dar nu e fault în opinia arbitrului. Herea tras de Danci, aici e fault. Sau și aici e fault, doar că acum fluieră centralul Adrian Cojocaru din Galați. Execută Dobrosavlevici, a trimis o diagonală ce l-avea ca destinatar pe Serediuc, Dănuț Lupu, șutor cu viteză bună, plecare bună de pe loc, Eric, acum Bic, probabil va ieși Buziuc, sau cine știe, poate vor juca împreună Buziuc și Sikorski. Bic la Eric. Din prima, Buziuc, Eric a încercat un duel, minge revine cu noroc lui Eric. Însă n-au mai continuat acțiunea Eric și Dănuț Lupu. Oh, ce fault face Danci. Un galben clar ca lumina zilei sau ca lumina nocturnei, că tot s-a prins. Un singur obiectiv a avut, să-l doboare pe Grădinaru. Mingerea departe. Au apărut și cartonașele galbene în repriza secundă. Și din ce înțeleg, din ce îmi transmit colegii, va ieși Eric de pe teren. Raul Costin așteaptă fluierul lui Adrian Cojocaru. Iese grab, respinge acea minge. Cer penalti, Ilfoveni la căderea lui Herea, Serediuc, Pena. Trimite însă pe lângă poartă Marius Pena.
Ce ocazie a avut mai devreme. Iată faza. A lovit mingea, apoi din inerție cade peste Herea. Dacă n-ar fi atins mingea, atunci ar fi fost penalti. Aceasta este opinia mea. Iese Eric, într-adevăr. În locul său intră Daniel Sikorski. Șase goluri, încerc scuze, trei goluri, trei goluri a marcat Sikorski, șase goluri are Alex Munteanu. Grădinaru, trece Grădinaru de Rugașevici. Grădinaru acum îi pasează lui Kunders, centrarea acestuia destul de bună. A venit pentru o reluare Albu, dar a comis fault în atac. Respinge Bejan, Enge era urmărită de Sikorski, tras, mi s-a părut tras Curtean de Raul Costin. Controlează bine această minge Ovidiu Bic. Curtean centrează pentru Dănuț Lupu. A venit cu el însă Dan Popescu. Bun jocul lui Dan Popescu în repriza secundă. Pena se pregătește să sară, dar respinge Neazmin Târtovaț. Albu l-a cam împins aici. L-a cam împins Cristea pe Serediu, care apoi s-a așezat pe acel scaun de la marginea terenului. Iată momentul. Simpatic. Și a tras puțin sufletul Serediu. La câte curse a făcut. A primit repede îngrijiri medicale Dan Popescu. Înainte să execute această lovitură liberă. O minge în cross, grab, reține dintre Bejan și Albuș, pune repede echipa pe contraatac, portarul gazului Ovidiu Bic. Grădinaru e cel înșcător rapid, Ovidiu Bic. Bic încearcă să intre în careu, Grădinaru atinge minge, fault. Este fault în atac făcut de Ovidiu Bic. Foarte bine s-a ținut după Ovidiu Bic Grădinaru. Momentul în care a atins balonul, apoi a căzut Răzvan Grădinaru. Aplaudat de spectatori Răzvan Grădinaru pentru felul în care a rezolvat acea fază care putea să genereze mare pericol la poarta lui Bălgrădean. Pena pentru Ovidiu Herea. No, e pasă greșită aici dată de Herea pentru Grădinaru. Grădinaru, parcă n-a intervenit hotărât acolo. Ovidiu Bic, foarte multă energie, man, acest Ovidiu Bic. Dănuț Lupu, acum minge cade pe spate lui Lupu, preluare involuntară. A degajat Dan Popescu. Pasă din prima a lui Lupu pentru Buziuc. A încercat să intre în acea combinație și Sikorski, un austriac cu origini poloneze. Tatăl său a jucat foarte mult timp în campionatul Poloniei. Fault, da, din nou fault. Foarte multe faulturi în această partidă, foarte multe. Lovitura liberă a fost obținută de Cristi Danci. Fuerte! ¡Fuerte!
Iată intrarea lui Albu, jucător care are cartonaș galben. Centrează Curtean, depărtează pericolul Pena Rugașevici. Trimis mingea pe acoperișul peluzei Rugașevici. A lovit-o tare cu exteriorul înalt. Continuă să fluire des Cojocaru. Pasa lui Ovidiu Big pentru Rugașevici. Centrează Dan Popescu, respinge acea minge. Sunt pe teren câțiva jucători sau au fost care cred eu ar putea să joace la echipe mai bune. Ovidiu Big este unul dintre ei, Ciobanu celălalt. Repet, acest Ovidiu Big are 23 de ani, poate să mai crească din punct de vedere al jocului său. Ovidiu Bic. Îl trage pe Grădinaru. Era acolo și Milano Kunders. Am fost foarte nervos pe bancă, pe Eric. Nu dau seama dacă se certa cu cineva, brazilianul. Se pregătește să facă și ultima modificare. Dan Alexa, va intra Florin Răzdan, un mijlocaș. Alex Curtean acum. Curtean întâmpinat de Kunders, centrare respinsă de Dobrosavlevici. Buziuc respinge, Raul Costin, Albu pentru Pena, Zaharia tălipit de el. Albu cearcă pasa pe culoar. Serediuc îi fură mingea lui Cristea Serediuc. Tiberiu Serediuc, cade Serediuc. Nu a cerut însă nimic. Cred că a fost un reflex al lui Serediuc și a dat seama că nu mai poate continua și s-a aruncat. Am intrat în ultimele 10 minute și la cum se joacă e limpede. Ambele echipe vor să câștige. Nimeni parcă nu acceptă remiza. Centrarea lui Curtean, puternică însă, pentru Buziuc. Se face schimbarea, iese de pe teren Albu. Aici intervenția lui Târtova și căderea. Păi se reduc, iese Albu, cel care avea galben, a mai făcut apoi un fault, intră Răzdan în locul său. Mai bun totuși la construcție Florin Răzdan decât Albu, repet, care provine până la urmă dintr-un fundaș central. Sare pe suminge Ovidiu Herea. Răzdan la prima atingere de balon. Serediuc, neobosit Tiberiu. Serediuc, centrarea sa pe bara a doua. Vine cam târziu Ovidiu Herea. N-a ieșit mingea, se pare. Grădinaru. Răzdan scoate lovitura liberă. Poate fi un moment important acesta în finalul meciului. O lovitură liberă din fața careului. Pare că a forțat totuși Răzdan. În felul în care a căzut. Dar cert este că l-a convins pe Adrian Cojocaru. Pena ar putea să tragă de acolo cu stângul. Lângă minge este și Raul Costin. Pena pleacă până la urmă. Rămân doi posibili executanți. Raul Costin și Ovidiu Herea. Ambii au șut bun.
Herea până la urmă, execuție în zid însă. Din nou Ovidiu Herea. Pasă pentru Grădinaru, un 2 contra 3. Intrarea lui Buziu, iau de poartă, mingea ieșise înainte ca Buziu să intervină. Cel puțin așa a văzut arbitrul asistent. E greu să ne dăm seama. Deviază Sikorski, dar nu intră în posesie. Buziuc probabil a cam obosit și Buziuc. Pena a sărit cu Danci, Serediuc, Ovidiu Herea și acum Răzdan. Joacă din prima pentru Dan Popescu. Popescu n-are spațiu pentru a accelera. Pe lângă Dănuț Lupu, Tiberiu Serediuc. Iată pasa lui Răzdan, direct la adversar, direct la Cristea Serediuc. Recuperează acea minge. Era din Serediuc. Din Serediuc iese balonul. Parcă ar fi pe baterie Tiberiu Serediuc. Are o autonomie foarte, foarte mare. Lasă impresia că ar mai putea să mai joace 90 de minute în același ritm. A respins Bejan în lateral. Va intra și Tahar pe acest final de meci. Aymen Tahar la Gaz Metan Mediaș. Mijlocaș central, probabil în locul lui Danci. E fault. Obține gazul, o lovitură liberă. Sprintul lui Ovidiu Bic și intervenția lui Florin Răzdan. Vorbeam de o statistică în prima repriză. Spuneam că echipa lui Pusta e foarte prolifică pe finalurile de meci. Centrează, Curtean a respins Bejan. În ultimul sfert de oră, Gaz Metan a reușit să marcheze 12 goluri. Șutul Ovidiu Bic fără probleme pentru Bălgrădean. Da, e intervalul în care Gazul a înscris cele mai multe goluri, între minutele 76 și 90. Iar în acest interval, Chiajna a încasat 11 goluri. Iese Curtean până la urmă, Alex Curtean. Spuneam și eu că a fost mai activ, parcă, în prima repriză. Intră Aymen Tahar, fostul mijlocaș al Stelei. Iată un fostelist în locul unui fost dinamovist. Sunt mulți jucători pe teren care au jucat la Steaua, Dinamo și Rapid. Bălgărdean unul dintre ei. Herea, un fost rapidist, șterge mingea cu capul. A respins Dobrosavlevici, Raul Costin, Pena. Tatăl său a jucat la Steaua, Gică Pena. Ovidiu Herea nu vine însă Dan Popescu să-l ajute. Încearcă o pasă la întâlnire. Herea pentru Raul Costin. Dar acum s-a jucat egalul, cred că ar fi rezultatul echitabil. Meciul a fost echilibrat, încearcă să preia Aymen Tahar. Dan Popescu vrea să scape de această minge și o degajează foarte, foarte departe. Din nou o minge care cade pe acoperișul tribunei. S-a mai întâmplat mai devreme la șutul lui Rugașevici. Spre peluza a trimis el, sau mă rog, peste peluză. Raul Costin, Grădinaru,
Rogașević pune mâna pe Grădinaru. Bine, Grădinaru se ține de picior. Susține că a fost călcat de Rugașević, și cred că are dreptate. L-atinge în piciorul stâng, dar e fault. Ambele formații au beneficiat de multe faze fixe în această partidă și așa au și marcat după astfel de momente ale jocului. Un singur om în fața balonului, Buziuc, executantul Raul Costin respinge chiar Buziuc. Grădinaru contrat de Tahar. Dan Popescu a lăsat acea minge să iasă, venea foarte tare, venea lansat Dănuț Lupu. Minutul 90 la Chiajna. Probabil vom avea 3 minute suplimentare, chiar 4, sunt informat. Respins Cristea, Dan Popescu pentru Răzdan. Florin Bejan pasă din cădere. Grădinaru e mai puternic, Ovidiu Big, dar Cojocaru dictează lovitură liberă. A pus mâna în piept, e adevărat, Ovidiu Big. E Grădinaru. Îl trimite dreapta Raul Costin pe Răzvan Grădinaru. Suntem deja în timpul suplimentar, 4 minute de prelungire. Raul Costin convinge înaltă, Târtovaț a respins, a prelungit apoi foarte bine Ovidiu Big până la Cristea Răzdan. Cum de cum mingea a ajuns la Dan Popescu. Deși nu știu dacă acolo a vrut să respingă Răzdan, dar e mai puțin important. Ovidiu Herea pierduse balonul, dar mingea s-a dus la Dan Popescu. Grădinaru, Kunders vine cam târziu la învăluire. Centrarea nu e bună. Se luptă Marius Pena. Buziu, Tahar, Bejan o respinge. Continuă jocul. Centrare dată de Buziuc în brațele lui Bolgrădean. Din locul în care mă aflu aici la Chiajna, mi-e imposibil să văd spre acea zonă unde a plecat Buziuc. Sikorski trage însă în blocajul Dobrosavljević. Ovidiu Big. Centrarea lui Cristea nu e rea pentru Aimen Tahar. Bolgrădean respinge în corner. E un jucător recunoscut pentru lovitura sa de cap, pentru că nu e un fotbalist înalt, Tahar, dar aici reușește să lovească mingea. Balonul a atins acolo și un fotbalist al Concordiei. Execută Dănuț Lupu. Centrare pe colțul scurt. A încercat Zaharia o prelungire. Lupu fautat de Grădinaru. A fost o intrare prin alunecare a lui Răzvan Grădinaru. Am revăzut faza în care a ieșit această lovitură liberă pentru Gazmetan Media. S-a ales și cu un galben Răzvan Grădinaru. Intrăm în ultimul minut de joc. Faultat acum Tiberiu Serediuc. Probabil va fi ultima fază a acestei partide.
Primește și Cristea un cartonaș galben. Iulian Cristea, după acest fault asupra lui Tiberiu Serediuc. Și până la urmă cred că Sikorski a fost cel care a trimis acea minge foarte periculoasă către poarta lui Bălgrădean, la acel plonjon al fostului dinamovist. Centrează Raul Costin la bara a doua, este bara Milano Kunders, minge respinsă de Dan și se termină aici partida. Ce ocazie au avut ambele echipe în prelungiri. Iată centrarea lui Raul Costin, Bejan trimite în bară, mingea ricoșează la Kunders care trage, dar se aruncă acolo la sacrificiu în fața balonului Danci. Extraordinar finalul de partidă, exploziv cu aceste ocazii imense pentru ambele echipe. Se termină Concordia Chiajna, Gazmetan 1-1, goluri marcate de doi fundași centrali. Târtovaț a punctat primul, apoi a egalat Dobrosavlevici. Aveți analize și reacții în câteva minute la Fotbal Club, unde vă așteaptă Radu Naum alături de invitații săi. Astra Dinamo, Pedri Sport 1 la 20:30. Eu sunt Andrei Tivilichi, la revedere!